urmă. Foarte bine, urmă. Să domnul primar și echipa au prezentat proiectul istoricul, discuțiile care au avut loc până acum cu reprezentanții băncii mondiale și perspectivele. Aș saluta acest demers de transparență și aș saluta și demersul prin care am fost cooptați să contribuim la acest proiect. Aceste proiecte majore nu se pot îndeplini decât într-un consens. Sunt proiecte mari, sunt proiecte cu bugete mari, care reclamă un efort administrativ susținut și reclamă și continuitate. Pentru a avea acest tip de continuitate, avem nevoie să fim foarte bine puși de acord din punct de vedere politic de la bun început. Și am discutat asupra surselor de finanțare, fie că sunt fonduri europene sau fonduri naționale sau un mix de finanțare. M-am oferit să ajut cu tot ce pot în această privință. Am o anume experiență în negocieri cu Banca Mondială, cu Berdu și așa mai departe. Inclusiv ultimele acorduri semnate cu Berdu de Ministerul Transporturilor sunt lucrate din perioada în care eram acolo. Ca atare, sunt la dispoziție în privința, accelerării acestui proiect și a găsirii soluții optime de a avea rezultate într-un orizont rezonabil. Pe de altă parte, trebuie să fim realiști, e un proiect greu. Nu există vreun precedent, să spunem că s-a construit un spital de la zero și am putea să luăm model. Deci nu e un proiect care se poate, realiza foarte rapid. Dar trag speranțe că există energia și există determinarea să îl începem și să existe în acest mandat un punct în care să înceapă acest proiect.